Pere Domnul Iisus Hristos pe fiecare dintre dumneavoastră. O scălătă toată și în numele Señor. Sunt onorat să fiu la sărbătoarea aceasta, în dimineața aceasta. Estoy honrado por estar en esta... Nu pot să uit că în urmă cu 29 de ani eram eu cel care urma să mă botez. Era eu care tenia que bautizarse. Pentru unii dintre dumneavoastră s-ar putea că ceea ce facem noi în dimineața aceasta, ceea ce fac ei în dimineața aceasta, să nu prea fie pe înțeles. Puede ser que muchos de nosotros o muchos de los que hoy aquí están no entendamos qué es lo que están haciendo. Poate că unii v-ați întrebat, dar ce înseamnă lucrul ăsta? De ce trebuie să mă botez? Algunos os preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué cuál es el significado del bautismo? ¿Por qué? Pentru că eu am fost botezat când eram copil mic. Porque yo fui bautizado cuando era niño pequeño. De ce trebuie să mă mai botez încă o dată? ¿Por qué tengo que volver a bautizarme? Ce semnifică actul acesta extraordinar de important? ¿Qué significa este acto? Dragii mei, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel Colosenilor. Observați în Palabra de Dios ce dice Apostolul Pavel capitolul 2. Am să citesc de la versetul 11. Desde versículo 11. În el a spus, tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcute de mână, ci cu tăierea împrejurilor lui Hristos în desprăcare de trupul poftelor firii noastre pământești. Și a vorbit preibitul frate despre nașterea din nou. Și acum vă rog frumos să fiți atenți și spune versetul 12. Fiind îngropați împreună cu El, prin botez și înviați în El, și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Slăvit să fie Domnul! Ce este botezul? Ce este botezul? Este o îngropare. Este o îngropare, da? Ei urmează să fie îngropați în dimineața aceasta, desigur, în mod simbolic. Es un entierro. El significado real es un entierro. Ellos serán enterrados, evidentemente, simbólicamente. Eso no es... Dar ca să fii îngropat, trebuie ca mai întâi să fii mort. Porque antes de estar enterrado, tienes que estar muerto. N-ai cum să îngropi un om viu. No puedes enterrar a un hombre vivo. Este imposibil să îngropi un om viu. Es imposible. Trebuie ca mai întâi omul să moară. Primero tiene que pasar por la muerte. Și, dragii mei, despre asta vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Y sobre esto es lo que quiero hablar hoy. Și aș vrea ca ei să fie foarte atenți. Que quiero que los candidatos estén muy atentos. Pentru că urmează să facă ceva foarte important. Porque van a hacer algo con mucho significado. Și dacă ei n-au murit împreună cu Hristos. Y si no han muerto junto a Cristo. Lucrurile se vor complica foarte mult. Las cosas se complicarán bastante. Dacă îngropi un om viu, atunci e o crimă. Si entierras a un hombre vivo, es un crimen. De aceea, ca să poți să îngropi cineva, trebuie ca mai întâi să moară. Por eso, para enterrar a alguien tiene que primero morir. Eu am murit împreună cu Hristos acum 30 de ani. Yo he muerto junto a Cristo hace más de 30 años. Slăvit să fie Domnul. Alabado sea. Eram într-o închisoare din Germania. Estaba en una cárcel de Alemania. Am ajuns acolo la numai 24 de ani. Llegué ahí hace más de 24 años. Eram sportiv de performanță. Era deportista. Am practicat boxul de performanță. Era boxeador profesional. Și am vrut mai mult de la viață. Y quise más. Așa este omul. Y así es el hombre. Nu se mulțumește cu ceea ce are. No se satisface con lo que tiene. Vrea mai mult. Sino que busca más. Și doi prieteni m-au convins că dacă mergem în Germania, să spargem două magazine de bijuterii, o să fim bogați. Y dos amigos me convencieron para llegar a Alemania, robar dos tiendas. Spun, joyas. Spun lucrurile astea cu îngăduința dureroasă pentru cei care nu știu, care nu mă cunosc. Digo esto para aquellos que no me conocéis. Și pe data din 1 noiembrie al 1993, y en el año 93, en el 1 de noviembre, spărgeam un magazin de bijuterii. Robábamos una tienda de bijutería. La 2 săptămâni mergeam la un alt magazin. Y en las siguientes dos semanas robamos otro. Acum am fost prins de poliție și am fost arestat și am ajuns în închisoare. Fuimos arrestados y llegando a la cárcel. Numai că acolo, în închisoare, am găsit această carte. Solo que ahí en la cárcel encontré esta... Fratele spunea că nu se poate fără carte. Y que no se podía sin el libro. Nu se poate fără cartea aceasta. No se puede nada sin este. Nu ai cum să fii creștin fără Biblie. Es imposible ser cristiano sin la Biblia. Este imposibil așa ceva. Es imposible. Cartea aceasta te conduce la Hristos. Este libro. La Biblia. Prin cartea aceasta, Duhul lui Dumnezeu te naște din nou. A través de este libro. Binecuvântat să fie Domnul. Și acolo, în închisoare, am început să citesc. Y allí en la cárcel empecé a leer. Dar n-am înțeles absolut nimic. Pero no entendí absolutamente nada. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui a trimis un om acolo. Pero Dios en su bondad mandó un hombre. Și omul acesta, care era un creștin creștin,
cristiano verdadero. Me explicó, me ayudó a entender que tenía que leer el Nuevo Testamento, no el Viejo Testamento. Me explicó que tenía que empezar leyendo por el Nuevo Testamento antes. Y ahora me explicó el Nuevo Testamento. Y leyendo el Nuevo Testamento. Sí, ya lo entendés. ¿Sabéis lo que entendí? Yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre pecador. No que todos somos pecadores. No que todos somos pecadores. Hay algo más. Eso es una generalidad. Eu sunt un om pecador. Yo soy un hombre pecador. Citind Noul Testament, citind cele patru evanghelii. Leyendo el Nuevo Testamento, los primeros cuatro evangelios. Un munte de păcate s-a ridicat în fața mea. Un monte de pecados se levantó ante mí. Aveam doar 24 de ani. Tenía solo 24 años. Și parcă îți vine să întrebi la 24 de ani, un munte de păcate? Y quise preguntar, y lo cual preguntaréis a 24, con 24 años, con tantos pecados. La 24 de ani, un munte de păcate. Con 24 años, estaba lleno de pecado. Estaba casado. Me alegro que mi mujer. Y en dos años de casado. No sabía nada de casnicie. No sabía nada. No sabía decir una palabra bonita. No sabía qué significaba que dejara a su madre y a su padre. ¿Sabéis por qué? Porque era muerto en greșelile și în păcatele mele care trăiam. Porque estaba muerto en mis pecados. Dar acolo, în acea închisoare, pero en esa cárcel s-a întâmplat o minune pe care o vreau să se întâmple dimineața aceasta. Sucedió una obra maravillosa que quiero que suceda. Duhul lui Dumnezeu m-a dus la viață. El Espíritu de Dios me trajo a la vida. Acolo, în acea închisoare, am murit față de lumea aceasta. En aquella cárcel morí. Ce înseamnă să mor față de lumea aceasta? ¿Qué significa estar muerto? Înseamnă să te dai jos de pe tronul vieții tale. Significa que te bajas de tu trono. Înseamnă să nu mai comanzi tu. Que ya no mandes tú en tu vida. Eu fac. Eu mă duc. Yo. Eu aia. Eu. 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 Nu mai există eu. Ya no existe yo. Acolo în acea închisoare. En aquella cárcel. Am zis, Doamne, vino tu să conduci viața mea. Le dije al Señor que venga. Că în 24 de ani, iată, Doamne, că am ajuns în închisoare. Porque con 24 años llegué a la cárcel. Nu știu să-mi conduc viața. No sabía conducir mi vida. Și în acea închisoare l-am chemat pe El să-mi conducă viața. Y en esa cárcel cambié. Și asta înseamnă să mor împreună cu Hristos. Y eso significa morir. De astăzi nu mai trăiți voi. De hoy no vivís vosotros. Nu de astăzi. Cred că s-a întâmplat cu acesta viața voastră. No desde hoy, sino desde antes, desde el momento de la decisión. Până veniți să primiți actul acesta. Hasta que vengáis a conducir. Nu mai trăiesc eu, spuneam vosotros. Ya no vivimos nosotros. Hristos trăiește în mine. Cristo vive en mí. Și, dragii mei, asta trebuie să se întâmple. Y esto es lo que tiene que suceder. Atunci când mori față de lumea aceasta, delante del mundo, Hristos este viu în tine. Cristo vive. Și eram acolo în acea închisoare. Y estaba yo en esa cárcel. Și aveam un televizor. Y tenía una pequeña tele. Și mă uitam la tot ceea ce dădeau nemții. Y miraba todo lo que ponían los alemanes. Într-un mod deosebit noaptea. Sobre todo por la noche. Mă uitam la toate programele și nu vreau să intru în amănânt. Miraba todos los programas y no quiero entrar. Dar într-o dimineață Hristos a venit și a preluat viața mea în mână. Pero Cristo vino y tomó el control de mi vida. N-am putut să mă mai uit. No pude volver a mirar. N-am putut să mai mint. No pude volver a mentir. Polițiștii până atunci veneau să mă întrebe, ai făcut spargere? Los policías venían y me preguntaban si había cometido un gran delito. Yo le decía, no, no yo. Dar în momentul în care Hristos a intrat în viața mea. Pero el momento en el que Cristo entró en mi vida. Am spus, da, eu am făcut. Dije, yo, sí, he sido yo. Chiar dacă nu așteptam nici mai din închisoare. A pesar de que me esperaba la vida. Hristos este viu în viața ta. Cristo está vivo. Nu ai cum să mai minți. No puede tener la posibilidad. Nu te mai poți uita la lucruri mortale. No puedes observar. Nu mai poți să faci ceea ce făceai în vinioară. No puedes hacer lo que hacías antes. Când erai mort în păcatele tale. Estabas muerto. Am înviat împreună cu Hristos. He muerto en Cristo. Nu-i cunosc pe cei las patru. No conozco a los otros. Dar pot să depun mărturie. Pero puedo dar testimonio. Și aș vrea din toată inima să nu credeți că sunt subiectiv. Y dar de todo corazón que no soy subiectiv. Să nu credeți că dacă am o prietenie cu familia Bușă, a, din cauza asta vorbești. Que no creáis que porque soy amigo de la hermana. Nici vorbi de așa ceva. Hablo. Am stat de vorbă cu Gabriela. Estoy hablando con Gabriela. Și n-am stat de vorbă doar aseară. Y no solamente anoche. Am stat de vorbă și data trecută când am fost. Și la ultima vez. Și m-a mișcat foarte mult. Sabes que lo que me povestit o întâmplare. Me contó. A spus că a făcut ceva care a și afișat, a făcut o filmare. Me contó que hizo una grabación. Și când îmi povestea lucrurile astea. Y cuando me contaba esto. Am văzut lacrimi în ochi. Observé las lacrimi. Și am văzut părere de rău. Y observé que el remordimiento. Și am spus că a murit împreună cu Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Am știut că astăzi ea va fi îngropată după ce mor.
trebuie să fim îngropat împreună cu Hristos. Se hoy, después de morir, vas a estar enterrado. Asta este botezul. Esto es lo que se de ce facem lucrurile astea, dragii mei? ¿Por qué hacemos esto? De ce facem lucrurile astea? De ce credem în ceea ce spune cartea aceasta? ¿Por qué creemos en la Biblia? Pentru că vine o zi pe pământul acesta. Porque vendrá un día. Și ziua aceasta nu-i departe. Y no está lejos ese día. Vine o zi pe pământul acesta. Vendrá un día. Când El, Hristos, va reveni pe norii cerurilor. Și noi credem în lucrul acesta. De aceea, dragii mei, porunca Lui, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Su mandamiento es... Eu am împlinit-o. Yo la he cumplido. Frații mei au împlinit-o. Suntem aici mulți care am împlinit-o. Somos muchos. Dar am vrea să împliniți și dumneavoastră care ne-ați împlinit-o. Pero también queremos que lo cumplais. Pentru că, dragii mei, sfârșitul tuturor lucrurilor. Porque el final de todas las cosas. Este aproape. Está cerca. Cel ce a înviat din morți. Aquel que resucitó. Și cel ce s-a înălțat la ceruri. Y aquel que subió a los cielos. Va veni din nou. Vendrá de nuevo. Ca să instaureze împărăția Lui. Aleluia. Și noi credem lucrul acesta. Aleluia. De aceea, dragii mei, trebuie să murim împreună cu Hristos. Por eso tenemos que morir junto a Cristo. Adică, trebuie să mă dau jos de pe tronul vieții mele. Tengo que bajarme del trono de Dios. Trebuie să nu mai fac ceea ce îmi place mie. Tengo que dejar de hacer lo que me gusta a mí. Trebuie să nu mai trăiesc așa cum trăiește toată lumea. Tengo que dejar de vivir como el resto. Și vreau să trăiesc așa cum eu mai orice pe cineva. Aleluia. Quiero vivir así como el resto. Por de gloria. Vă spun înaintea lui Dumnezeu. Quiero deciros ante Dios. Am câștigat medalii. Que he ganado medalii. Am ascultat himnul țării pe un podium. He escuchado el himno de mi país. Am spus mii de personalități. Estrechado manos, importante. No se compara con bucuría de carregado Dumnezeu de care 30 ani. Y no es comparable con alegría junto a Cristo. M-am întâlnit din nou cu mulți dintre dumneavoastră. He vuelto a ver a cine leagă? Cine leagă? De ce ne îmbrățișăm? De ce avem o dragoste unii față de alții? ¿Por qué tenemos amor el uno por los otros? Pentru că a fost o zi în cursul sângelui. Porque hubo un día en el que la sangre... Când Hristos și-a dat sângele pentru toți. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dragii mei, noi credem în învierea din morți. Nosotros creemos. Din cauza asta, tinerii aceștia au venit în ziua asta aici. Por eso, hoy los jóvenes están aquí. Pentru că vor să fie îngropați. Porque quieren ser enterrados. Și vor fi îngropați împreună cu Hristos. Y serán enterrados junto a Cristo. S-a terminat cu plăcerile lumii acestea. Se acabó los placeres. S-a terminat cu ceea ce au trăit odinioară. Se acabó la vida que llevaba. De aici începe o viață nouă. Desde aquí empieza una nueva vida. Și tare mult îmi doresc, frați și surori. Tare mult îmi doresc să fiți sprijin pentru ei. Y mucho deseo que seáis un apoyo para ellos. Acum 29 de ani m-am botezat. Hace 29 años cuando me bauticé. S-a întâmplat că am căzut din nou într-un păcat. Sucedió que caí de nuevo en un pecado. Nimeni din biserică n-a venit să mă întrebe. Ninguno de la iglesia me lo preguntó. Nimeni n-a venit să mă întrebe. Ninguno me lo preguntó. Dar cu inima frântă într-o zi m-am dus la un frate. Pero con el corazón destrozado fui a visitar. Și am mărturisit păcatul meu. Y le conté mi pecado. Mă durea foarte tare. Me dolía mucho. Știi ce s-a întâmplat? ¿Sabéis qué sucedió? Fratele a făcut o rugăciune. El hermano hizo una oración. După aceea m-a lăsat în pace. Y me dejó en paz. Și luni de zile nici m-a ocolit, nici am vrut să vorbească. Y durante meses no quiso hablar. Asta m-a durut foarte mult. Eso es lo que más me dolió. Să știți că ei vor mai greși. Que sepáis que ellos se equivocarán. Ei vor mai greși. Dar am nevoie de dragostea dumneavoastră. Am nevoie de oameni care să se ducă, să-i crească, pentru că așa a poruncit Hristos. Necesitan gente que les crezca, porque si en botezați-i și învățați-i să păzească tot ce l-a poruncit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că a așezat lângă mine oameni binecuvântați. Oameni care m-au crescut. Gente que me ha crecido. Vreau să fiți pentru ei oameni care să-i crească. Nu să-i judece. Apoyos. Nu să le întoarcă spatele. No que les deis și oameni care să-i înțeleagă și să-i crească. Să-i întendaiți. Dimineața aceasta, dragii mei, asta este ceea ce facem aici. Am venit să facem aici. Esta mañana eso. Am venit să-i îngropăm împreună cu Hristos. Venimos a enterrarlos junto a Cristo. Pentru că vreau să cred. Porque quiero creer. Au murit împreună cu Hristos. Junto a Cristo. Și în dimineața aceasta vor fi îngropați. Y en esta mañana están enterrados. De ce? Pentru că au înviat, dragii mei. Porque han resucitado. Au înviat la o viață nouă. Han resucitado una nueva vida. Slăvit să fie Domnul. Amin. De seară poate va fi din mai mult de predicare în Evanghelie. Por la noche. Și mi-aș dori toți cei care sunteți aici să fiți și în seara aceasta, să fiți și mâine seară. Și Dumnezeu să-și întindă mâna și să facă lucrare pentru slava Lui și pentru gloria Lui. Amin. Vă recomand că esta tarde